Conducta de aducțiune Izvarna-Craiova are 117 km și a fost construită în anul 1966. Este cea mai mare din țară și traversează 32 de localități din județul Dolj și alte 65 din Gorj. Reprezentanții companiei de apă Oltenia spun că respectiva conductă este foarte veche și nu mai funcționează așa cum trebuie de mai bine de 25 de ani. Din acest motiv apar și problemele. Spre exemplu, doar săptămâna trecută s-au înregistrat avarii 3 zile la rând. Craiova va funcționa în situația nedorită în care sperăm să depășim momentele astea critice cu apă restricționată, ceea ce nu-i deloc bine. Dar vedeți, noi suntem operatori regionali și operăm în întreaga arie de delegare. Mai dăm și la celelalte localități apă. Craiova are o sursă alternativă, Dânjiu, dar nu care este dimensionată necesar la capacitatea de a satisface utilizatorii și abonații noștri. Fac o referire ce mă fac cu Filiașul, care vor rămâne, n-au altă sursă alternativă, și comunele care sunt pe acest traseu. În aceste condiții, compania de apă Oltenia a primit aprobarea Comisiei Europene să construiască o nouă conductă de aducțiune Izvarna-Craiova. Firul 2 ar însemna o investiție de peste 123 de milioane de euro. Odată cu aducerea firului 2, putând capta și transporta apa la întreg volum al firului 2, sperăm ca populația aproape în întregime, să zic așa, dar cartierele importante din Craiova să beneficieze numai de apă de Izvarna. De fapt, lucrările la firul 2 Izvarna-Craiova au început în anul 2002, doar că atunci au existat neînțelegeri la nivelul conducerii județelor Gorj și Dolj și lucrările nu au mai continuat. Discuțiile vor fi reluate vineri, când compania de apă Oltenia aduce la masa tratativelor părțile implicate pentru a se găsi o soluție. Sper că întâlnirea care va fi vineri cu conducerile județelor Gorj și Dolj implicate în proiectul ăsta, să zic regional, dar cred că e un proiect național, să lămurească și să fim sprijiniți în găsirea culoarului și în punerea la dispoziția UAT-urilor, unităților administrativ-teritoriale, a terenurilor aferente proiectului. În condițiile în care nu se va ajunge la o înțelegere, firul 2 Izvarna-Craiova nu se va mai face, iar compania de apă Oltenia va pierde banii aprobați de Comisia Europeană. Prin acest proiect se urmărește construirea 80 de kilometri de conductă nouă și reabilitarea celor 40 de kilometri realizați în 2002. Va fi asigurată de asemenea captarea pentru asigurarea necesarului de apă.